Părinții sunt întotdeauna cei mai apropiați oameni care ne vor proteja și ascunde de orice greutăți ale vieții. Ei sunt locul unde mereu vom găsi consolare și sfaturi, care mereu ne vor fi de folos. Dar asta nu se întâmplă mereu. Uneori, părinții pe care i-am văzut în prima zi de viață ne părăsesc pentru totdeauna, iar acest moment devine cel mai teribil din viață. Și anume asta s-a întâmplat cu o tânără pe nume Chastity Patterson. În 2015, ea și-a pierdut tatăl. Pentru ea, asta a fost o lovitură și tânăra abia a făcut față pierderii. Mecanismul psihologic de apărare care funcționează la persoanele care au o durere sufletească la acestui s-a manifestat astfel. Ea a început să-i scrie mesaje tatălui ei în fiecare zi. Bună tata, mâine din nou o să am o zi grea. Au trecut 4 ani de când ai plecat, iar eu nici până acum nu mă pot obișnui. În această perioadă de timp, mi s-au întâmplat o mulțime de lucruri, dar tu știi despre asta, deoarece îți scriu în mod constant. Așa începeau toate mesajele fetei. Ea mereu îi povestea despre modul în care viața ei se schimbă constant și despre faptul că a reușit să învingă cancerul și se bucură de noua viață. Tânăra a absolvit facultatea și are de gând să intre la altă facultate și că nu are de gând să se căsătorească, deoarece este puțin speriată de faptul că tatăl ei nu o va conduce personal la altar și nu îi va spune, draga mea, totul va fi bine. În schimb, are de gând să adopte un câine, deoarece încă nu vrea copii, deși este gata pentru ei. Tată, m-am îndrăgostit foarte tare, mi s-a părut că va fi pentru toată viața, dar într-un final am rămas cu inima frântă. Tată, nu-ți face griji, datorită acestor momente am devenit mult mai puternică, totul este bine, sincer vorbesc. Mă descurc cum pot. Tată, eu încă o supăr pe mama, ea este supărată pe mine că încă nu planific să mă căsătoresc. Eu am ales viitoarea carieră. Dar în ciuda acestor lucruri, noi încă ne susținem reciproc, iar mama este cea mai bună prietenă a mea. Tânăra de câteva ori pe săptămână, de-a lungul anilor, scria câte un mesaj și nu s-a așteptat la vreun răspuns. Dar după ultimul mesaj, în viață s-a întâmplat o întorsătură neașteptată. La mine totul este bine, cu siguranță erai mândru de ce fel de fată am devenit. Vorbesc foarte mult și am aceeași atitudine față de viață. Voiam doar să spun că te iubesc și îmi este foarte dor de tine, tată. Și iată că, pe neașteptate pentru ea, tânăra a primit un răspuns. Probabil că Chastity a uitat că numerele inactive sunt cumpărate de alți oameni și 4 ani la rând mesajele ei au fost citite de un necunoscut. Eu nu sunt tatăl tău, dar am primit toate mesajele tale trimise timp de 4 ani. Așteptam mesajele tale de dimineață până seara. Numele meu este Brad și mi-am pierdut fiica într-un accident auto în august 2014, iar mesajele tale m-au ajutat să trăiesc. Îmi pare foarte rău că ai pierdut o persoană atât de apropiată. Te-am ascultat de ani de zile și te-am urmărit crescând mai mult decât oricine altcineva. În toți acești ani voiam să-ți răspund, dar mi-a fost frică că îți voi frânge inima. Ești o fată incredibilă. Cât de mult mi-aș dori ca fiica mea să devină la fel ca tine. Totul va fi bine. Luptă în fiecare zi pentru un viitor mai bun. Îmi pare rău că a trebuit să treci prin toate acestea. Dacă acest lucru cumva te va consola, atunci sunt foarte mândru de tine. Fii tare, iar eu cu nerăbdare voi aștepta mesajul tău mâine. Fata era tare șocată, încât și-a publicat propria poveste pe rețelele de socializare, scriind un comentariu scurt. În ultimii 4 ani i-am scris tatălui meu cum îmi merge viața de zi cu zi. Astăzi am primit un semn că totul este bine. Cine știe, poate anume Brad o va conduce în timpul nunții. Probabil va găsi acea persoană care parțial îl va înlocui pe tatăl ei, prin sfaturi și sprijin. Sau poate însă și tânăra își va calma durerea cu ajutorul lui Brad. De multe ori ne lipsește o persoană care ne-ar putea sprijini în momentele dificile. Uneori, doar știind că există cineva care te va asculta, îți încălzește sufletul. Chastity îi roagă sincer pe toți să își stimeze părinții și să petreacă cât mai mult timp cu ei, deoarece niciodată nu putem ști ce se va întâmpla mâine și care moment va fi ultimul. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii cum vi s-a părut episodul de astăzi. Rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Pe curând!